pregătiri de intrare la gârlă. Vrăbiuțele cu șobolanul de apă sărată de eforie. Ușor deja. Ați dat cu bară în bară cu salteaua. Sau bară în bârnă. Ce mă frige nisipul? Distracția continuă. Crezi că nu poți să dormi în timp ce mergi? Uitați-vă la mine. Nu numai că m-a ajuns oboseala din urmă, dar m-a și depășit și mi-a tăiat fața când a intrat pe banda. Ha? M-a aruncat în șant somnul. Nu mai pot de oboseală. Vin la mare, mai ceva ca la program. Mai ceva ca voi ăștia care mergeți la patron la servici. Opa, și niște vălurele. Niște vălurele, dar lume prea multă în apă. O să intrăm și noi ca să fie bine, să nu fie rău. E, dacă ține cu așa, într-o zi, două, mai bine și noi o furtună. Victor, unde e Victor? Te faci mai mult, o tragi salteaua cu cătăuia. A venit valul, le-a stricat toate socotelile. Ia să ne tărăm zile, îl puteți vedea spatele meu. Tare cu plac, am val să-i vină în dinți. Vântul. Apa e numai bună, răcoroasă, iar eu sunt chiar trezit din somn și intrat în ea. Îmi cheamă chiar nebun. Iată mătărăul zilei acolo, continuă demonstrația. Care în apă ca turiști, scuzați-mă. Să mă chinuie ei, mă chinui eu. Muradei, toată lumea aliniată ca puii de la rotisor la prof în vitrina. Nevalul mi-a salut. Delia, ia tu placa, stai pe placa măcar dacă nu stai exact. Ia eu labele. Nu știu dacă plutesc astea. E parcă plutesc. Care-i treaba? Hai, care tremură mai tare? Victor, în loc de apă de gura, lua și el o gură de val. Mi-a pun labele în picioare, că mă incomodează. Într-o mână camera, într-o mână labele. Într-o mână placa, nu mai pot să fac nimic. Evident. Iată, se poate observa.
Negru, perlat, s-a atinat aici. A sortat, bineînțeles, cu șapca lui Varna, care și aia e cu sclipici. Nu ne bate în joc. Tremura, da. Intrați în apă, că în apă nu bate vântul. În salta bate vântul, în apă nu bate vântul. Încerc să mâncați gulabele. Hai că m-am dat și pe păr. E de bine, mi-a sărit somnul. Încercam să identific niște exemplare. A fost doar o iluzie. Să mi-a atingit camera. Din nou în emisie. Cunoscătorilor, cei care dacă se apropie la jumătatea distanței de geamantură se consideră vânzători dublu profesioniști. Și brusc se aude liniște și spațiu. Oițele în mal. Încă nu m-am învățat cu labele astea. Celălalt m-am învățat să mă mișcam natural. Ia pe amic aici. Banana! Mai bio, totdeauna salvezi planeta. Plus pădurile, copacii. Berbecii ăștia, nu? Păi, sunt doia, dacă ați văzut bine gresia ciobită la piscină, berbecii ăștia dau cu capul și o ciobesc. Mă întorc la Puradei. Distracție fără limite. Hai, care a făcut surțurii mai lungi? Mergeți pe ceasea. Mergeți pe păsură. Da, dau camera. O păsez eu pe asta. Ia camera. Doar camera eu.
Hai, papa, la revedere. Nu mă lăsați. Nu mă lăsați să mă întrerup. Vântul ăsta pe placă de dor urechile. Sper că aici tapa de microfon. Ajuns să vină un vălușor din ăsta, că nu-i mare altul de capul lui. Cu toată plaja țipă, urlă și nu înțeleg de ce. Și o fi așa de speriat.
Sau dacă ți-e frică de un așa vălișor, de ce dracu nu ești la mal, stai pe plajă să nu mai ții. Acolo e apa mică, dar sunt alte chestii mari acolo. Ia să vedeți cum chire e lumea acum. Femeile la val, pienele căzute cu ugerele revărsate, nu au nicio problemă. O să mă abțin să tocesc lentil la camere cu așa ceva. Vă descurcați sau vă încurcați? Nu vă e frig? Partea mea mai frig. Oh, vă doream în această zi de 29. E un somn de mor. Dar după ora asta de plage și de baie o să parchez pe dreapta, mă îndrept spre țara viselor nevisate încă. Azi dimineață visam bere Ursus la conservă de patru de la patru și stătea Ursus pe ea. O idee bună, să fai bere Ursus la conservă.
fetele, cred că au ieșit. Nu mai vezi Saltaua. Oringeală totală. Și bruiajul oilor pe care m-am cam depurat. Mai sunt 10 zile din sezonul ăsta. Oca au obosit deja râgâia bani. Vreau și eu liber. Încheiem aici această transmisie de căcat. Un episod de umplutură, după cum v-ați dat deja seama până acum, dacă ați adormit, o să vă treziți la publicitate, că intră cu sonor mai tare. Iată geamandura, vă spune la revedere!